Sâmbătă, în cadrul etapei cu numărul 13 din Liga a 4-a Argeș, Aromușcelul Câmpulung și ACS Costești vor sta, întrucât ar fi trebuit să joace cu echipele din Bălilești și Buzoiești, formații care s-au retras din campionat. În aceste condiții, Speed Academy Pitești are din nou oportunitatea de a trece pe primul loc în clasament, dacă va reuși să obțină victoria în partida de pe teren propriu cu Internațional Valea Iașului. Ocupanta locului 3, CS Domnești, joacă la Bascov cu Delere Pitești, iar pe cocheta arenă din Dragoslavele, Florin Plecanciuc și compania primesc vizita celor de la Poiana Lacului. Programul complet al etapei cu numărul 13 din Liga a 4-a Argeș. Viitorul Rucăr 2022, Viitorul Bârla. Muscelul Lărești, Energia Stolnici. Muscelul Câmpulung Elite 2, Juventus Victoria 1992, Bascov. Sola Grația Dragoslavele, ACS Poiana Lacului. CSC Suseni, CS Mioven 2. Speed Academy Pitești, Internațional Valea Iașului 2022. Delere Pitești, CS Domnești.